animatorilor, colectivul de cadre didactice al școlii gimnaziale Spătaș Ștefan Angheluță din Chițoc, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc să petreceți clipe frumoase alături de copiii școlii noastre, alături de invitații de seamă pe care vom avea onoarea și plăcerea să-i ascultăm, vorbind despre Firește, Marea Unire și impactul pe care aceasta l-a avut asupra comunității din satul nou. Bine ați venit și vă felicit că ați venit la această mare sărbătoare. Este poate cea mai mare sărbătoare și pentru noi toți este unică. Se întâmplă odată la 100 de ani. De fapt, această sărbătoare, la nivel de comună și în toată țara, am început-o cu 1 ianuarie 2018. Tot ceea ce am făcut noi în acest an, pe linie culturală, pe linie de învățământ, pe linie socială și pe linie culturală, m-aș referi la sărbătoarea de 8 martie, Ziua Mamei, la zilele școlii Lipovăți, 20-21, școlii Ștefan Ciobotărașu, 20-21 martie, a zilei satului, a zilei copilului, serbarea de sfârșit de an, ceea ce s-a întâmplat odată cu hramul comunei, înălțarea pe care o sărbătorim în mod deosebit la Chițoc, fiind și pomenirea morților atunci. Deci tot ceea ce facem astăzi și ceea ce vom face până la sfârșitul anului, dedicăm zilei de 1 decembrie și împlinirii celei de 100 de ani de la Marea Unire. Cât suntem mai mici, cât suntem mai în vârstă, indiferent de locul unde muncim, trebuie, suntem obligați ca să facem numai lucruri bune, lucruri frumoase, pentru a lăsa mărturie urmașilor noștri ceva. Adică am dorit ca la sărbătorirea 200 de ani de la Marea Unirii să se spună și despre noi, așa cum spunem noi despre cei deși ei au luptat pentru această unire, misiunea noastră a fost numai să continuăm și să menținem. Deci, cu ocazia acestei zile, la toți participanții și la cei de acasă, spun mulți ani chițoceni, mulți ani lipovițeni, mulți ani România! Și eu, în numele conducerii școlii, le mulțumesc colegilor că s-au implicat și colectivului de la Școala Chițoc, că s-au implicat și dau continuitate prin manifestarea de astăzi unei chestiuni serioase începute anul trecut. Manifestările privind centenarul, noi am furat puțin startul și le-am început din decembrie anul trecut, domnul primar, când am început aici cu Ziua Școlii Chițoc și am spus că vine anul centenar și e bine așa să le legăm. Școala a avut o serie de activități bogate în acest an. Enunțate aici și în care aș mai adăuga. Am marcat și Unirea Basarabiei. Am încercat să marcăm și Unirea Bucovinei. Acum, la Chițoc, cu această ocazie, se sărbează și Ziua Școlii și această activitate este pusă sub semnul centenar. Ca o amintire și ca o cinstire pentru cei care au luptat și au murit ca noi să ne simțim bine astăzi. Să putem sărbători. Să putem lupta în continuare să ne facem din România o casă frumoasă. Activitățile în cinstea centenarului vor continua și sâmbătă, când vă așteptăm pe toți, pe elevi, pe părinți, pe copii, de la 12 în centrul civic al satului, să marcăm cei 100 de ani de la rezoluția de la Alba Iulia.
Este o cinste pentru toți cei care suntem contemporani cu acest centenar. Cu siguranță cei din generația mea nu au șansa, biologic vorbind, să mai prind următorul centenar. Așa că, eu știu, poate voi copii care veți avea o viață lungă, veți prinde și următorul centenar, dar noi cu siguranță nu. Așa că, dacă l-am prins pe acesta, să-l marcăm cum se cuvine și fiecare, în dreptul nostru, să facem ceea ce se cuvine și cât mai bine, în felul ăsta, manifestându-ne patriotism. Să
Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai, potopica în picior și căciula dacilor, limba pe care o vorbim, de la Daci o moștenim, limba-i scumpul nostru odor. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul. Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai, mulți sunt a noastră avere, a românilor putere, pași, tare și copii, a românilor moșii, asta-i marea noastră avere. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul. Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai, noi aici ne-am născut, țara noastră e pământ sfânt, am primit din cer un dar, un loc sfânt, un sfânt total, să-l iubim până la mormânt. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și tot regatul. Basarabia iubită cu românii, înfrățită un buchet de flori de mai,